se le dau posibilitate și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri într-o sală de bază de 13. În urma sentinței judecătorii Ionești, mandatul de consilier local al domnului Atomi Ion a fost validat. Îl rugăm pe domnul Atomi Ion să depună jurământul în calitate de consilier local al comunei Ives și să semneze jurământul în două exemplare. O să vă rog, dacă vreți, să ridicăm o picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ives. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Sfântul Gio? Pe 5 ori.
Crăciun Gioni. Să ședeți la primul de consilii până la sala de ședeți, sunt la ele. Acum suntem 14 consilieri. Nu-mi plăcut. Supunem la vot prima propunere a doamnei Manole Vasilica pentru funcția de președinte de ședință a doamnei viceprimar Jean Elena Simona. Cine este pentru, vă rog frumos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 voturi pentru. Deci 7 voturi. Așa. Propunerea 7 voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 voturi împotrivă, nu? 5. 5 voturi împotrivă. Eu mă abțin, domnule. 5 voturi împotrivă. Și mă abțin. Păi să vedem dacă iese. Și 2 abțineri. Așa. Costia, da? Balans? Balans. Așa, 5 voturi împotrivă. Așa, este Sulucio. Hai, balans. Da? Cu 7 voturi pentru, doamna viceprimar Jeana Elena Simona a fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. De ce nu alegem și partea de cum facem? Cum faci? Că suntem, dar dacă votează de mulțumire, nu suntem 7. Dar cât e scorul? 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 opțiuni. Bun, și ce înseamnă votul? Asta e pentru propunerea la doamna. Acum să punem la vot și propunerea. Pentru Crăciun Jurnă, cine este pentru? Da. Pentru Crăciun Jurnă. Cine este pentru? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votul pentru. Așa, ce să știm. Vă dădeam toată satisfacția asta să votez, să aveți președinte de ședință, dar nici voi nu m-ați susținut în momentul când am vrut să dăm jos cu doamna viceprimar. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Ce? Exact, am luat de ea. Sunt aici jos, vă tot vă rog. Dar faci cum stai de la... Cum vă spuneam mai devreme, doamna președinte de ședință este doamna da, dar poți să dau vreme ceea ce funcționează și să minte. În Consiliul Local cetățenii să știu cum se dă un viceprimar jos. Nu? Scoate scodul administrativ și să... Nu, le vă spun ceea ce știu eu, că nu știm clar cum am spus scoate. Deci, viceprimarul se dă cu 2, 3. Eu sunt eu un număr cu majoritatea de 8. Deci s-a ales cu majoritatea de 8. S-a ales, clar. Prin care Remu s-a votat pentru viceprimar. Noi, opoziția, n-am votat niciodată, mai am și părăsit atunci când s-a viceprimarul. Adică n-am putut să stăm la așa ceva ca să fim viceprimar de la altă comună. Așa. Iar inițiativa lui Renus n-a fost pe Facebook. Politica nu se face pe Facebook. Se face în Consiliul Local. În Consiliul Local n-a fost introdus niciun proiect pentru demiterea viceprimarului. Deci sunt minciuni. Deci, în sfârșit, nu avem ce discuta. Deci, Consiliul Local ăsta este numai din mincinoși și dictator. Deci... În opinia lui. Eu am spus-o că... În opinia lui, fiindcă de ce cauză? Cum poți să spui tu că n-am susținut darea viceprimarului când tu nu ai un proiect? Noi nu votăm pe rețele de socializare, este clar și mă repet.
Să înțeleagă toți cetățenii comunului Nes că noi votăm în Consiliul Local. Proiectele se introduc în Consiliul Local. Să votăm. Deci este un mincinos. Nu poți, mai ai spus. Mi-am spus. Proiectul se face. Eu nu cred că vă dimineața, faptul că n-am avut voie să vorbim, am impresia că trăim perioada comunistă. Nu știu cât dintre voi ați prins perioada aia comunistă, când nu aveam voie să vorbim nici în casă. Dorințe, că putea să fie cineva să ne păcălească, să spunem anumite lucruri. N-am avut voie noi să vorbim, că n-am stat să am vorbit. Bine, domnule, că muncești de tare, am văzut ce muncești, ce scris la... la cum la nivel Fino, Fina, știți care-i problemă, lasă că ajungem și acolo. Vă dăm replica, domnule Fiu, domnule Naș, Nașul USR-ul. Da, vă dau replica. Nu vreau degeva acolo cu dumneata muncești, nu-i problemă. Nu, nu, domnul, e un pic nesimțit ca asta știe el, întrerup în timpul ședinței, nu avem ce discuta. Păi dar nu, dar de ce să votăm? De ce spuneți la oameni ce ați votat, mă? Ce ați votat, mă? Nu mi-ați dat voie să vorbesc. De ce nu avem voie? De ce? Hai să trecem la vot. Păi de ce? Aveți domnul profesor Cutu care spune că este profesor și este diriginte de școală, deci are cred cu casă, așa decide el modul de a educa elevi. Am și eu ceva de completat la procesul verbal de asta, dacă ne poate domnul secretar, dacă un consilier poate filma în timpul ședinței, fără aprobarea celorlalți consilieri, primul. Dacă îi puteți spune de noi. Știam că se semnează, nu știu acum. Deci fiecare poate filma, nu poate registra. Da, păi nu! De exemplu, noi acum suntem filmați de domnul consilier. Da. Normal ar trebui să existe acordul celorlalți consilieri, ca să deja să fim de deja un om eligibil, dar nu înțeleg ce faceți. Da, dar trecut am fost filmat. Doamna Georgiană, știți că așa aveți un vocabular vulgar în care știți să faceți marș? Nu are. Așa vorbiți, așa vorbiți. Da. Supuneți la acest verbal de la ședința anterioară. Cine este pe vârstă? Cine este pe vârstă? Deci nu poți purta o discuție cu dumneavoastră. Am văzut! Știți de ce îți faci? Eu nu sunt așa mare pe el. Da. Nu, la pădurii nu prea.
Nu i-ați dat la comisie? M-am dorit să votez procesul verbal, dacă sunt de acord, dar nu l-am avut niciodată. Documentele astea puneți și procesul verbal de la ședință. Păi ne-am dat să vă oblig legea pe domnul secretar. O să vă puneți că... Dar dăm citirii vorbim de zi. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a raportului de follow-up Bacău 22-2023, numărul CCVC-2023, 174-23-22-2023, încheiat în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de ducere la definire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 19-2019, pe care Camera de Conturi a Județului Bacău a efectuat în perioada 16-2-2023, 22-2-2023, la OATC Libes, inițiale filmat și amintit din partea comisiilor. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de teren local pentru anul 2023, ce vor fi realizate de persoanele beneficiare de ajutor social, conform legii 416/2001, cu modificări de scutări superioare, precum și persoanele obligate la muncă în folosul comunității, conform OG numărul 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii testării în activități în folosul comunității, în Comuna Libezi, Județul Bacău, inițiat de prima și ales din partea comisiilor. 5. Proiect de hotărâre privind includerea în proprietate privată a Comunei Libezi a tractorului Iurutar 60C, lamă de zăpadă de 1850 mm, remorcă Bichi BRT 225I, inițiale prin marșalul din partea comisiilor. 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului cu îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Libezi de partea comisiei de prima și din partea comisiilor. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea de reprezentanței Consiliului Local al Comunei Libezi, care se facă parte din grupul de acțiune anti-bullying al școlii gimnaziale Comunei Libezi pentru anul școlar 2022-2023, inițiat de primar și atins din partea comisiilor. Dumneavoastră a spus 7, dar noi avem 8. Pentru că primul proiect a fost cel cu alegerea președintelui și s-a trecut de la cea cealaltă. Am înțeles. Am înțeles. Cine este? Cine este pentru? Cine este pentru la ordine de zi? Dați un pic, dar propun și eu de zi. Mai propun și eu ceva? Nu. Ați citit, m-a lăsat. Vreau să propun și de bine. Bun. Cine este pentru proiectul cu tocul diverse? Deci, cine este pentru cele ar veni inclusiv cu punctul diverse? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dar ține cineva? Bine, cu... Dar de casă, mă, frică, mă, și pe mine! Am votat, mă, mai frică! Doamne, să vedem, votăm, votăm! Păi să vedem, poate nu ne ridică, sunt una altă! Și vă, dai capul! Doamne, să vedem, nici ar putea să facă în consiliul local! Așa, este... Păi, doamne, dacă nu știu să se arată, să nu știu nimic. Primul proiect. Proiectul bătării, privind constatarea începând cu rolul a doua, a venit de avantajele de arătate vegetală în Mila Vasilica, aleasă pe listele Partidului Național Liberal de la Comuna Libezi de Bacău, înainte de expirarea datei normale acestea, ca urmare a demisiei pe care din consilier local, din cadrul Consiliului Local al Comunei Libezi de Bacău, și declararea vacantă a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Comunei Libezi, inițiat de primar și atât din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisiile favorabile? 2. 2 favorabile. 3. 3 favorabile. Comisia numărul 3 are aviz favorabil cu toate proiectele de ordine de zi. O să întreb, am zis. Să spunem la asta? Da, asta să punem. Dar nu voi vrei să ne dați ceva să se punem. Da, eu să scriu la cuvânt, dar... Da, asta e ceva. Da, eu... Da, să nu țin. Da, pe picioare și domnul Remus. Hai, domnul Remus, că ești mai dedicat. Da, că sunt... Da, sunt dedicat. Ce este... Domnilor consilieri, domnule primar, am rămas surprins de decizia domnului Vasilica Cornela. O valoare, mai mult de atât, îmi pare nespus de rău. O persoană cu coloana vertebrală, pentru puțin din Consiliul Local care avem aici, pare nespus de rău. Voi vota că n-am încotro, că n-aș vota așa. Vă mulțumesc. Românii, ești. Deci,
chestii de partid, când vorbim de partid, de fiecare își alege. Adică nu, da. Chiar nu ne-am permis să discutăm și să vorbim din eroul partidului. Dar știu, ne-a vorbit, de ce? Cu toate că se putea discuta. Dar nu e nu problema noastră, ceea ce se întâmplă dincolo, iar în interiorul nostru, fiecare potărește și... Da, da, deci nu-i pare, nu pare nespus de rău că zona Nela era una dintre persoanele cu adevărat care... Da, nu o să intru în amănunt, nu o să intrăm în bătaie de partid, nici nu am interes. Dar faptul că din echipa câștigătoare, din echipa care era în bani, te face să-ți dai demisia să pleci acasă, e un semn de întrebare pentru noi, pentru Consiliul Local, de felul cum, cum merg treburile. Mă refer ca și administrație. Adică atâta timp cât un om a ajuns la concluzia că nu poate lucra cu primarul pe lista căruia a fost ales, înseamnă că... Dar de unde ești dumneavoastră? Mai știm, mai vorbește lumea, să știți. De asta, noi suntem și mai, glasul cetățeanului. Glasul cetățeanului trece și prin noi, domnul primar. Este lăudabilă, este lăudabilă actul de voință pe care l-a avut doamna și a avut curajul de a vă spune anumite lucruri în față. Asta vreau să vă spun. Da, știm și... Doamna și-o face treaba în comunitatea care a fost aleasă. Dar poate și anumiți consilieri s-au pus amprenta asupra demisiei. Nu știu dacă s-au pus. Ei, consilieri. De ce? De ce? Nu s-au pus. Da, poate vreau unii consilieri să negocieze și au spus să spună lucrurile lor. Exact. Și oamenii au înțeles. Și profesorul care a venit. Doamna Nela. Și zic, citul la lucrație, am venit în care a fost 1 miliard de ani, dar mi-a Asta vreau să accept. Felicitări, doamne, pentru că am avut gălătăria de a... Cine este pentru acest lucru? De a pleca din un loc unde nu știu să-l luăm la cunoștință. Este cineva împotrivă? Ionescu. Da? Deci unanimitate de vot. 14 voturi pentru doamne. Deci, ieri? Al doilea proiect, proiect de hotărâri privind cooperarea cu Consiliul Local al Comunei San Lorenzo de vederea realizării în comun a activității de audit public intern, prin utilizarea unui compartiment de audit public intern, care desfășoară activitatea de audit public intern pentru entitățile publice parteneri, inițiativă de urmat și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Aviz favorabil 1, 2 și 3. Favorabil. O discuție la acest proiect? Aș avea o întrebare. Cam cât mi-ar costa o astfel de colaborare? Bineînțeles, va fi un contract cu o firmă de audit. Cam care va fi efortul financiar al Comunei Vest și până la urmă omii avantaje nu putem să le spunem cum vom avea în urmă acestui audit. Doar știm foarte bine că auditul intern te pune cumva la curent cu ceea ce trebuie să faci mai mult înainte de a veni Curtea de Conturi. Adică, dar de fapt, Curtea de Conturi poate ține cont de acest audit sau poate nu. Un efort, efortul nostru financiar, care ar fi al comunității, dacă... Da. În primul rând, acest proiect de hotărâre este în măsură lăsată de Curtea de Conturi. Una. Nu pot să vă spun valoarea acestui contract, pentru că încă n-am negociat cu o firmă de consultanță, o firmă de audit. De fapt, este o firmă de consultanță care va funcționa atât în interiorul poate Vest, cât în interiorul poate Sămbuleni, dar suntem în negocieri și cu comuna lui Zicălugără, care vor să intre și ei în acea asociație și atunci se împart, nu pot să vă spun acum, suma sau valoarea acelui contract. Deci este măsură a Curții de Conturi. Ei ne-au cerut să avem audit intern. Acum, o să intri și ei, e posibil să țină cont de acest audit. Curtea de Conturi să nu mai vină, iar auditul să fie tot timpul... Nu mai vreau. Eu o să vin, o să fac. O să vin. O să țină sau o să țină. Asta e altă... Curtea de Conturi poate veni regulat, poate veni dacă sunt reclamații, poate fi chemată. Ok. Nu vine doar. Da, deci nu știu. Am înțeles. Pentru că au mai fost reguli când am avut firmă de audit. De asta vă spun și mi-l lua niște bănuți și foarte frumos. Deci cam cât va cere dumneavoastră, domnul jurist, din aici, pe contract. Cam așa cerea firma respectivă. E vorba de 1,5 miliarde, 1 miliard. Adică oamenii vor trebui să... O să fie, că deci bani pe care oricum... Da,
Dar n-ar fi mai preferat să ne facem treaba așa cum trebuie, prin oameni care ne avem, la primării, cabe, portale, experți portale. Adică, să nu mai ajungem în situații... Dă-mi bani de copilare. Dacă mă duc de copilare, până la urmă. Da, dar aici e numai bani la consultanță și la cine. Cine este pentru acest proiect? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Așa. Deci, pentru că nu a votat domnul Costa și domnul Ionel Busuiu. Nu a votat pentru. Doar votat pentru? Nu, dar bine. Nu a fost mână, nu a fost mână. Vă scuză. Domnul Sorociu, aveți prejudicat să nu mă gândească. Nu, colegi. Deci 12 voturi pe el, nu? Ce vrea? Sorociu este să abține. Și Busuiu Chionel. La punctul 3, proiect de hotărâri privind luarea cunoștință a raportului din Palomă, Bacău, 22-2023, numărul CCBC-2023-17-423-22-2023, încheiat în urma acțiunii de control, putem a verificarea modului reducerea de plinire a măsurilor de spuse prin decizia numărul 11-2019, pe care Camera Curții de Control a județului Bacău a efectuat în perioada 16-2-22-2023 la 8 cele vezi, inițial de primar și inițial de și adus din partea comisiilor. Comisia 1 favorabil, 2 favorabil. Discuții? Întrebări? Domnul Ionuț? Domnul Gioi, ridicați mâna sau auziți? Da, da, da. Domnul Bufiu? Da, o întrebare aș dori să pun domnul primar. Ce înseamnă prejudiciu adus bugetul local 6.000 de lei de doamna doamna fostă contabilă? Și am înțeles că și auditul care l-am răspuns... Nu fac o dată trecută. Ar dori să vă întreb ce înseamnă. Nu înțeleg. 6.000 de lei ajuns prejudiciul local. Nu avem prejudiciul. Acesta. Care a cerut prejudiciul 6.000 de lei. Și aș dori să ne puneți și nouă ce este cu... Pentru ce este prejudiciul ăsta? Pe 6.000 de lei. Aici tot vedem și data trecută mi-ați reproșat că nu am votat. Ce? Să vă explic. Deci, acest document a fost primit în data de 6.2.2023. Poți să ziceți din nou, Remus? Aici este altă spus, dar vreau să prezint. În care Curtea de Conturi a trimis în penal 4 puncte din raportul lor. Ceea ce a constatat la primăria Livesa. Deci avem, dacă urmăriți și asta, trebuie să urmăriți, să nu putem să luăm raportul posibil, să-l frunzărim acum. Și vă dau așa, punctul 40, punctul 42, punctul 43, punctul 44, a fost înaintat de către parchetul de pe lângă judecătoria Onești. Puteți verifica, nu vreau să intru în anumite de aceste puncte. Vă rog să le verificați. O să vă pun la dispoziție la toți consilierii această adresă. Asta va rămâne la dosarul ședinței. Și domnul, vă rog să-mi spuneți 6.000 din cauza cum am votat data de lucru. Și fără acoperire. Da. Fără recepție și fără. Deci dacă vreți să stau, studiem pe voi. Eu acum să vă dau la fiecare consilier. Vă rog, domnul Vicent, să mergeți să dau la fiecare consilier. Câte o adresă din... Sperăm să se recupereze, domnul primar. Întrebăm, nu mai e de contact. De unde? Că de asta nici n-am votat data trecută. Dacă știam că se ajunge la pe, n-am votat cu 3. Eu
a mai fost președinte de ședințe și nu s-a făcut la aici nu mă pot să că a fost în 2010 ăștia dată în bucăuri, mai mult după numai, să ce mă aproape că terminăm cu ăla din 2019. Deci vezi că nu mai scrie nici Gioni Crăciun vecea că trebuie să mai dea. Am văzut, dar 2500 de lei, chiar m-am întrebat. Băi, după oare cum am scăpat? Oare cum dreapă de scăp? Nu știu. Dar cine ai spus-o și pe ei? Eu m-am gândit de realitate. Ca să înțeleg că aici, prin raport, mi mai dă un termen sau ce se mai întâmplă la ultima? Ca să-l dat curtea de cont, la prima, 2019. Mai aveți un termen de... La care să mai rezolvăm niște lucruri sau? Deci, ok. Ce face domnul Remus? Cum mai... Cum mai comentează? Bun. Deci, aproape că s-o încheia... Ultimul punct care trebuia închis era proiectul numărul 3. Și l-am dat, i-am dat de așa o hotărâie de la Sădului ca să putem închide lumea din oameni de aici, că... Deci, nu mai fac asta. Așa. Dar tu ne-ați dat întâi asta. Mi-a dat-o, mă, probabil o să ne trimită și noi, nouă celor care suntem inclinați. Nu. Cine-i la 40, 42, 42? Nu o să vă trimită dumneavoastră. Știți cum merg, nu dumneavoastră, vă trimite instituții. Instituția trebuie să le pună la dispoziție celor de la... Și dumneavoastră, ulterior, o să... Nu știu cine. Până a trimitit puternic contul, am fost și eu primar și nu mai știu cum să... De asta aveați obligația să facem niște lucruri. Nu mi-aduc aminte să fi dat o dispoziție prin care să numiți niște comisii, să faceți o anchetă internă dacă chiar sunt problemele astea grave. Din care puteți face pe parte și consilier, pe parte și experți. Acum mergem exact ce v-am spus noi la ședința când s-a votat raportul Curții de Conturi, o să ne trezăm în instanță. Dar fără să, unitatea administrativă, fără să facă nicio opoziție de niciun fel. Dovadă că cât mi-a dat pe ei luni, m-au dus. Deci, dumneavoastră trebuia să faceți o dispoziție. Să facem o anchetă internă, dacă chiar sunt problemele astea, că aveți mână de fier, sunteți primar. A, chiar dacă dădea după aceea curtea, de contul trebuie să-și facă treaba. Veni după 3 ani de zile și spune că nu am făcut șanțul sau că nu-i pus balastru. Că, cum? Ce expert a fost acel personaj care nici nu vreau să ne bagi seama, să mergem pe teren. Sau au fost oameni pe teren și nici... Dar mai grav este că eu am, domnul primar, eu am și o adresă că dumneavoastră în care nu mi-a ținut. Am înțeles, este o timp, vor răspunde. Nu i-ați răspuns deloc. Dar nu trebuie de acum, că domnul Remus știe ce face cu asta, iar să tot ce dacă și-o pune pe Facebook. Uite, domnule, v-am spus eu. Gata, ăștia-s pușcăria. Ia să luați la bagaj. Dar ce pușcărie? Important că cetățeanul trebuie să fie informat. Corect. Dar e informat la mea lor. Deci... Da, da, și foarte bine până la urmă s-a întâmplat așa, dar vă spun... Spuneți și clar. Și punctele astea, bă, nu vă spuneți clar. De ce spune? Dar ce va punctele astea? Punctele în care niște oameni în anul 2020 au muncit, au făcut niște proiecte, sunt făcute niște lucrări. Dar de ce spune? Dar de ce știe ce e vorba despre dumneavoastră? Așa, ce făcut? A luat acasă banii și au plecat pe ei? Ce? Deci pe care trebuie? Care e cealaltă? Ia spune și spune. Dom'le, este penal. Este chiar penal. Decontarea ilegală este făcută de către compartimentul de contabilitate. Deci în urma recepției făcute de către Comisia de Recepție, firma care a executat, nu știu care e la problema la firme, dar firma executată... Eu vreau doar să vă spun așa, că v-am spus de atunci de când s-a votat. Cine e criminal? Spune domnul că acel vot că l-a dat să mă întoarce împotriva noastră. Și să nu credeți dumneavoastră că se va întoarce doar împotriva unor. Se întoarce și împotriva hotărârilor din Consiliul Local, că la vremea respectivă s-au făcut lucrurile. S-au făcut lucrurile. Eu mi-aduc aminte că și dumneavoastră ați votat hotărârea personală. Da, bineînțeles.
nu, dar cu siguranță va fi material de campanie electorală pentru viitor. Consiliul local. Hai că mi duce trebuie bun consiliul local. Consiliul local și eu am votat. Pentru să facă niște treburi. Iar cei care trebuia să facă documente în spate, să obțină avizii, să obțină aia, nu mai e consiliul local. Cine trebuia să facă avizii? Dar cine trebuia să facă avizii? Nu știu. Voi, consilieri? Dar nu voi. Îi vedeți? De ce spuneți de consilieri? Și eu am vorbit, și asta vă spun și mie. N-am găsit. Considerăm că se poate rezolva. Dar îmi trebuie puțin de contul la care... spus tuturor că este lucrare nouă. N-ați amintit din faptul că acele poduri au fost făcute în regim de urgență, că au fost poduri acolo, că ați două făcut poduri acolo. Acolo au fost poduri. Dar să vei, să facem la domnul Crăciun, haideți să vă spun. Mi-a cerut inventarul, domnule, și un inventar nu l-am găsit. Dar nu le-ați făcut un inventar, ce să vă fac? Dar multe nu o să le mai găsesc în inventar. Nu o să mai găsesc, nu am nicio vină, credeți-mă. Da, niciodată. Și nici nu. Și, dar sper să mai vin nimeni. Nu asta e soluția, și credeți că eu mă bucur din lucrurile astea. Dar vă spun un lucru, că am vorbit cu colegii mei primari și au spus, noi nu prea am văzut așa ceva. Da, dar totuși a fost un niște șantier. Păi nu, dar nu știu, noi nu judecăm. Totuși a fost un inșantier, a fost un fost angajat care trebuiau... Dar noi nu vorbim de eu nu trebuie să vorbesc acum. Dacă se facă niște oameni pușcării pentru că au făcut niște poduri, o să rămână în istoria lumii. Să mai făcut și eu de la Piatra Neamț și tot în istorie, toți. Știți, haideți să vă spun ca să continuăm. Ne-a venit documentația să le revendicăm pentru Alghia Salină. Avem două poduri pe Livez. Întrebați-l pe doamna viceprimar. Întrebați-l pe Nicu. Ieri unde am trimis documentație pentru obținerea la Ministerul Apărării Naționale, oameni. Așteptați să mă dovedi. La Ministerul, îți pot, sunt lucrări strategice. Da, dar a făcut ceva de documentație, să facă ce bun. Eu cu casa la mine. Dacă mă asta zic. Cine este pentru acest proiect? Cine este pentru? Cine? Da, asta e. Este ceva împotrivă? Cine este pentru? Cine este pentru încă o dată? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, toată lumea votează. Este ceva împotrivă? Toată lumea, da, 14 voturi pentru, ok? Proiectul hotărâri privind aprobarea planului de acțiune și interes și lucrări de interes local pentru anul 2023, ce vor fi realizate de către persoane beneficiare de ajutor social, conform legii 416/2001, modificările și lucrările ulterioare, precum și persoanele obligate la muncă în folosul comunității, conform modelului 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii, testărilor, la linia comunității, folosul comunității, comunalului, inițiat de primar și avizi din partea comisiei.
comisiilor. Comisia 1 favorabil, 2 favorabil, 3 favorabil. Discuții pe acest proiect? 416. Da, au dat și bani acolo, cum ați spus? Și eu sunt. De la Rapid Român au dat bani. Când urma chestia care s-a întâmplat care face raportul. Avea sume. Dar nu știu. Păi cum ați primit? Sprinse. După inundație. După inundație, l-ați primit sporul. Din inundație de 2000. Ce bune. Da, după inundație. S-au dat sume. Acum, dar mai există mine în casă. Nu, eu zic, zic, nu, trebuie să nu am. Trebuie să fața aia. Nu întrebați pe mine. Deci dacă nu, ia nimeni. Da, avem, mă, avem, deci la 46 de mâini, am până la urmă. Da, 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 da. Unica de voi. Da, tine, pe urmă. Unica, păi, mi-i pot importa din... Acum, mă. Din ne-am de aici, să te apă. Nici așa, mă, nici așa, mă, nici așa, mă, câte dosare de ajutor social avem la urmă? Mamă, 40, 100, minim 3 de euro. Nu am pasă și la de toate la sosul acela, bravo. Trebuie să-i stoți votanță. Cine este pentru? Trebuie să crească, pentru că e o perioadă în care lumea este de ce mai rău și o să crească, o să vedeți rău. Noi ne străduim să facem. Deci, ești votat pentru două abțineri, Ionel Buseu și Rugiu Daniel, abțineri. Nu-ți v-au ajutat. Nu, 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 dacă dracu, dacă nu ridicați, voi mâna acest lucru. Dar ce să mai fac? Să se voi face. Nu de toate voi. Nu treaba mea, 46, ce treaba mea. De 12 luni pe an, cam 6 luni de zile, îți lași pară. Nici unanimitate. Dar unde îi vin cam, nu știu, că dacă eu nu am. Prin Franța și se mai și pozează pe Facebook. Și așa se doare sociale. Spuneți-vă, așa se doare sociale. Azi vinează. 5 proiecte hotărâși pentru gestionarea proprietății privată a proiectului. Atractorii rum, trac 60C, lamuri de zăpadă, iubă 50 mm și remorcă viții de T225, inițiale primar și avizul în partea comisiilor. Comisia 1 favorabil, 2 favorabil, 3 favorabil. Discuții pe acest proiect? Ce stai lângă colegul tău de servicii? Nu? Nimeni? Bun. Atunci să punem la vot. Dar ce? Ce explicați? Păi, dar v-am zis tocmai a citit, domnule. Păi, eu îl întreb. Păi, tocmai a citit. Includerea în proprietate privată a tractorului doamnei și remorcii. Da. Da. Cine este pentru? Da. Este cineva împotrivă? Deci, pe aici vorbim, vreau să-i proprietate. Proprietate privată, da, public, da, public privat. Asta este problema. Așa este, da. Dacă nu m-a proprietate privată, nu... Dacă nu m-a proprietate privată... Nu-i prea bun, public privat. În domeniul secretar privat. Public privat sau privat? E bine. Numai privat? Nu vă faceți bine. Dar avem statut din societate comercială sau? Nu, 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 suntem comună. Unitatea administrativă teritorială. Așa. Și nu suntem public. Ba da, ba da, dar noi avem dreptul să avem și proprietate privată. Și public și privat, sunt două domenii separate. Domeniul public este la cu poduri și cu alte lucruri de genul. Dar privat, încă e numai instituții. Da, asta este al comunei, dar se poate... Păi, domeniul privat! Da, e domeniul privat, da. Ai instituții, de nu altă. Deci noi, comună, primărie și asta e UAT. Da. Deci e domeniul privat al comunei Rives. Da. Eu cam mai încercat să... Din domeniul public nu se poate vine, din domeniul public nu se poate vine. Da, nu. Eu cunosc situația pentru că și domnul meu. Pământul tot aia nu se trece din domeniul privat al primăriei, dar nu se poate. Care pământ? Pământul unde suntem locuințele... Deci acolo nu poți vota. Deci acolo... Păi nu e din cruce. E groapa copii. E groapa copii. Bun. 6. Proiectul hotărârii privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje comunale din județul Bacău, inițiat de primar și adus din partea comisiilor. E un proiect nou ăsta. Comisia 1 favorabil, 2. Da, spuneți-ne discuție. Acum vă spun. Da, și nimeni de-ați văd ce vom aviz. Și proiectul ăsta cu comisiile sunt acolo. Mai luăm ceva, mai exact. Da, vă spun. De niște proiect, eu ce nu spuneți în frații. Deci, este vorba de un proiect care va intra pe gal. La care eu m-am gândit și vi l-am adus dumneavoastră în față. Poate putem achiziționa o camionetă. Poate
sigur putem adiționa o cameră. Să avem și o camionetă, că știți foarte bine că ai la altul as. Și o camionetă ne-ar ajuta foarte mult pentru a putea deservi drumurile noastre care le avem și tot ce înseamnă activitățile în pe teritoriul comunei. Eu lucrez în momentul de față cu terțe persoane care, mă rog, ei sunt, când adună gunoiul selectiv și așa, rezolv cu băieții tot de la 416, să știți că s-au împrumutat din mașini, ei vin și străbi. Noi avem activitate, revin la proiectul anterior, chiar să face treabă. Și dacă vreți, vă arat că sunt dosare care au fost tăiate, au venit, adică nu toată lumea a beneficiat de fără să facă nimic. Acea camionetă eu consider că este de bun augur pentru comuna noastră, pentru primăria noastră. Avem și un tractoraș nou, dacă noi un pic flota, eu zic că e bine pentru toată lumea. Acum, dacă v-ați să decizi dacă o să fie, banii sunt, v-am spus, pe gal, sunt foduri europene. Trebuie să luăm o mașină mai mare, domnule. Avem o sumă limitată. Domnul primar, vreau să ne întreb. Vreau să-i mulțumim în faptul că colectează selectiv cetățenilor din comun, nu doar celor la 46. Celor la 46 trebuie să-i mulțumim, că strâng măcar până o loc acolo. Domnul primar, vreau să vă întreb, dacă achiziționăm camioneta, din nou trebuie să mai facem amplii oblig, din nou să mai avem un alt angajat, cum s-a întâmplat cu tractorul? Deci, cred că cu tractorul se putea să nu angajăm, dar așa a fost scris. Așa e proiectul. Sperăm că cu camioneta să nu fie. Sperăm că cu camioneta să nu fie la fel, că eu nu votez. Ați depus o dată pentru votez aici. Acolo se face un staj. Una dintre criterii a fost ca să avem spațiu. Acum iar din nou am pus, v-ați văzut că dacă v-ați uitat și v-ați schimbat prin primărie, avem tableta care este pusă pe garajul care acum. Acum trebuie să ai garaj, unul dintre punctaje. Dacă o să ne ceară să fie șofer, trebuie să înființăm postul. Tot aici trebuie să-l votăm, că altfel nu luăm proiect. Nu eu vreau. Dacă luăm camionete, îl pun angajat. Domnule, este un criteriu care ne cer cei de la firmă. Nu! Noi am mers și pe asta, să nu credeți că ne cerea post, așa cerea trebuie. Ascultați un pic. La autodelitare, până în momentul de față, nu ne-a cerut. Și nici nu v-am cerut. În momentul, dacă o să ne cerea, spune, dole, este eligibil proiectul și ne trebuie șofer, alege, mai punem un moșu pierd din, nu punem moșu pierd din proiectul sau punem cumva. Poți să punem tot aici. Dar avem un șofer. Cum? Dar asta, așa ce nu cer eu. Deocamdată nu ne-a cerut. Domnul Sorociu. Deocamdată nu ne-a cerut nimeni acest post și nici nu v-am adus în discuții. Vedem ce urmează. Eu am fost de la întrebare. Da. Acum votez pentru, dar dacă sunt un șofer, votez pentru. Pentru ce este? Dacă toți suntem la vreo, n-ar fi bine să scoateți și alea la vânzat, sau ce, au utilitatea aia, domnul, să faceți ceva, măcar să le casați, da. Poate mai trebuie ceva pe cetățenii. Deci, curcutea primării îți faci numai gunoaie, pe aici adun toată gunoaie. Programul ăla. Știi ceva, domnul? Cu programul ăla, Rafa, știi ceva? Proiectul hotărârii privind desemnarea de reprezentanța Consiliului Local al Comunei Vest, care să facă parte din grupul de acțiune anti-bullying la școlii gimnaziale numărul 1 Vest pentru anul școlar 2022-2023. Prima să nu fie Este conflict de ca fi profesor. Inițiat de primar și avis din partea comisiilor. Păi aici, pentru că e o comisie și nu e Consiliul de Administrație, nu o să votăm secret. Decât dacă vă doriți una să se înțelegeți. Oricum sunt o componență și membri din Consiliul de Administrație, eu sunt persoană de contact. Deci puteți? Eu nu mai pot să mai fiu, că sunt persoană de contact. Sunt legătura între ICJ și școală. Și Pasilica poate fi? Cred că da. Probabil în momentul în care va fi o situație. Deci că comisiile, unul favorabil, doi sunt favorabil, trei favorabil.
Cine este pentru acest proiect? Păi da, să vedem, să atașați, să vedem de semnare. Propune, propune. Eu sunt persoană de contact. În momentul în care cineva adresează o reclamație, eu trebuie să... Eu raportez luna. Domnul Grăzător, domnul. Da, da, cu doamna viceprimar și domnul... Remus. Domnul Remus Busilău. Da, domnul Remus. Îl susținim pe ăla! Îl susținim! Domnul Remus Busilău! Îl susținim! Da, Remus. Dar el a refuz, domnul. Nu, domnul. Dar de ce, domnule? Pentru comunitate. Pentru comunitate, bullying. Înseamnă, explicați ce înseamnă bullying. Faceți o propunere. Prima propunere e cu doamna Crujanu, da? Prima propunere e doamna Crujanu. Eu îl propun pe domnul Costi. Nu, domnule. Eu am gândit doamna Costi. Lasă-mă de așa. Dacă mi-am zis, dacă mai nimeni. Lasă-mă. Lasă-mă așa cum sunt eu. A doua probleme din școli sunt foarte grave. Probleme din școli sunt foarte grave. Sunt foarte grave. Nu am de vedere. Eu cred că ați zis la bani de propun. Nu știu, dar eu m-am pus. Deocamdată nu sunt aștii de bun. Deci, da, nu sunt aștii de bun. Da, nu sunt aștii de bun. Sunt, eu am văzut. Nu. Amin. Nu sunt. Este tot așa. Bine, este tot. Așa, ce mai fac propunere la două din Crăciun, Giulie, pentru că și-a venit la Sifona. Dar nu vedea și nici la Sifona, poate, pentru că sunt accidente, camioane, dar... Nu făceați. Nu am văzut. În prima propunere a lui Giulie pentru doamna Vici. Cine este pentru? Giulie? Nu, dar nu e aici. Ce de semne nu mai vrei să mă arăți. Dacă aici am văzut, deci primul consilier, doamna Crujanu. Și pretenția aia sunt mici. Dacă noi avem o sinteracție așa. Doamna Crujanu, dacă nu trebuie din deci, nu trebuie. Da, și este pe urmă. Auzi, băi, să ați zis, nu puteți, nu puteți. Nu puteți, nu? Cine? Cine două propune? Nu, domnul, care este domnul? Deci nu pare tot discul la realitate. Și mă armări pașinica. Nu cred că vă pot cum este aici cel mai indicat. Nu ca să el discute mereu de școală, dar mă doar fără să... Nu e ok. Dar eu o să fie o problemă în momentul în care eu... Am făcut ea și dacă ar fi în discuții în fața ei, vă las. Lasă-mă că e secretar. Eu propun bine anul ăsta. Că știu, n-am probleme. Și dacă a fi probleme sau a fost probleme, da? Nu este nimic, că nu a votat toată partea aia, nu a votat nimeni. Da. Da. Unii dragul ai votat, că nu te-am votat. Putea să ne-ați votat. Gata, cu 14 voturi pe Manoli, Vasilica și Hârjan, Elena, Simona, și cine sunt persoane de semnat și astea noastră. Și-o făcut copulii să nu te-am votat. Nu puteți, vă, să te-am votat. Ai fost să te-am votat. Gideți, să fie cineva la votat. Nu, 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 nu